Viața preacuviosului părintului nostru Servie, arătată de Sfântul Nil Atonitul, izvorătorul de mir. Acest cuvios părinte Servie era din țara sârbească, barbar și necredincios. Venindu-și în simțire, a cunoscut pe Dumnezeu și dorea să se boteze spre mântuire. Pentru aceasta se ruga lui Dumnezeu ca să fugă din țara lui pentru necredința ce era acolo și să-l povățuiască la un loc de mântuire și să se boteze. Iar Dumnezeu i-a împlinit cererea astfel. A trimis pe îngerul său în chip de argat la el și a cerut să lucreze cu dânsul. Atunci Servie l-a întrebat: cum te cheamă? Mihail, a răspuns îngerul. De ce neam ești? L-a întrebat iară Servie. Sunt din neamul creștinilor, a răspuns acela. Nu este vreun chip să mă faci și pe mine creștin? Sau să mă duci la cel ce te-a botezat pe tine ca să mă boteze și pe mine? A întrebat din nou Servie. Locul este departe, a răspuns îngerul, ispitindu-l. Oricât de departe ar fi, merg cu tine, a zis Servie. Dacă dorești din tot sufletul botezul cel mântuitor al creștinilor, să mergem împreună, căci caiacul este gata, a hotărât îngerul. Gata sunt, să mergem, a zis Servie. Și-au plecat amândoi împreună. Și ajungând la miază, la un vad, Mihail a întrebat pe cei ce erau acolo unde este luntra cu tăria. Iar ei au zis că este dincolo de grădină, care este departe de râu, ca la 4 mile. Atunci Mihail a cerut barca care era acolo și, intrând amândoi în ea, arhanghelul Mihail trăgea la lopeț și, o, minunile tale, Hristoase împărate! În loc să meargă la grădinile Dunării sârbești, s-au aflat la țărmurile mării și la grădinile Cretei. Iar Servie, văzând că pământul nu seamănă cu grădinile Serbiei, a zis către Mihail: am greșit, frate Mihail, că acestea nu sunt grădinile Serbiei. Acum, fiindcă am venit până aici, să mergem până la arhiereul locului și pe urmă vom merge și acolo unde vei voi. Venind la arhiereu, acesta era la biserică, căci era vecernia schimbării la față. Făcându-se sfânta intrare, Mihail, arătând lui Servie pe arhiereu, a zis: acesta este cel care m-a botezat. Cu adevărat ai ales un om bun ca să te facă creștin, a zis Servie. După sfârșitul vecernii, Mihail a înștiințat pe arhiereu prin altul că un ierodiacon vrea să-l întâlnească. Și chemându-l arhiereul, Mihail și cu Servie au intrat în mitropolie. Atunci arhiereul l-a întrebat: de unde ești tu și de unde vii? Din Ierusalim sunt, însemnând Ierusalimul cel de sus, și diacon al preafericitului și preasfințitului patriarh, însemnând pe marele arhiereu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și fiindcă acest om dorește să se boteze, arhiereul m-a trimis ca pe o slugă credincioasă să slujesc la această taină, a zis arhanghelul Mihail. Arhiereul, auzind vorbele lui Mihail, s-a spăimântat și l-a întrebat de slujește Sfânta Liturghie. El a răspuns că slujește cu marele arhiereu al Sfintei Cetăți a Ierusalimului. Atunci arhiereul a zis: dimineață o să slujesc, să te pregătești să slujești cu mine. Să fie voia ta, a răspuns Mihail. Și s-a bucurat arhiereul și a poruncit să pună masa. Dar Mihail i-a zis: mănâncă după obiceiul tău, iar mie să nu-mi zici să mănânc, căci de voi mânca, cu neputință îmi va fi să slujesc. Liniștește-te, Mihaile, arhidiacone al preasfințitului patriarh, a zis arhiereul,
însă nu te opri a sluji la Sfânta Sărbătoare de mâine. Fratele să șadă să mănânci, iar tu odihnește-te aici. Mihail i-a zis lui Servie, dacă ți-e foame, mănâncă, iar de nu, du-te și te roagă pentru ca să primești Sfântul Botez. Nu mi-e foame, a răspuns el. Atunci Mihail l-a dus într-o cameră și l-a învățat cum să se roage către răsărit. Iar el a stat cu arhiereul de vorbă. Slujitorii au adormit pentru că, vorbind ei, s-a făcut noapte târziu și a rămas masa fără bucate pe ea. Iar Mihail, lungind vorba, a suit-o la Ierusalimul cel de sus, de care, spăimântându-se și uimindu-se arhiereul, a rămas îndeletnicindu-se în vorbirea aceea de cele cerești și luminate până s-a făcut ziua. Și venind preotul de rând ca să ia binecuvântare, să cânte utrenia, s-a mirat văzămasa la mijloc. Atunci arhiereul a zis să nu spună nimănui această taină. Apoi a poruncit să se ridice masa și să se deștepte boierii. Mihail a zis să se pregătească cele pentru botez ca Sirvie să fie botezată înainte de Sfânta Liturghie, iar la liturghie să se împărtășească. Atunci arhiereul a poruncit ca preotul să cânte utrenia mai rar, iar altuia i-a încredințat săvârșirea Sfântului Botez și s-a sfârșit Sfântul Botez odată cu utrenia. După aceea au venit sfințiții slujitori de-au luat pe arhiereul la biserică și stând el în mijlocul bisericii ca să se îmbrace cu sfințitele veșminte, Mihail ținea cădelnița după rânduială și deschizându-și gura sa ce nematerialnică și îngerească, a cântat cu o melodie umilicioasă stihul Bucurase-va sufletul meu întru Domnul. Și celelalte încântoși ce auzeau se minunau de o cântare așa de dulce pe care n-au mai auzit-o niciodată. Marele Arhanghel al puterilor cerești slujește omului care are chipul Împăratului Ceresc, Iisus Hristos. Și când a zis, binecuvântat este Dumnezeu cel ce varsă harul său și celelalte, toți au înspăimântat de acel glas frumos și ziceau, acesta este înger și nu om. Alții întrebau, de unde a venit acest bărbat frumos? La care alții răspundeau, a venit de la Ierusalim, este diacon al Patriarhului Ierusalimului. Fața lui strălucea mai mult decât a tuturor oamenilor, dar fără să producă sminteală, ci bucurie și umilință sufletelor. Iar când a început Sfânta Liturghie, a zis ictinile cu un glas atât de dulce, încât s-au mirat toți împreună cu arhiereul și ziceau, acesta nu este om, ci înger. Și la intrarea cea mare, Mihail a luat sfințitul disc de pe capul lui cel... A luat sfințitul disc pe capul lui cel nematerialic, iar fața lui a strălucit mai mult decât soarele. Și când a glăsuit pe voi pe toți să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, toți au rămas ca morți de spaimă. Iar arhiereul vedea pe Mihail că nu calcă deloc pe pământ, ci mergea prin văzduh și cu frică și evlavie mare a dat sfântul disc arhiereului. Iar când s-a împărtășit, a luat cu cutremur și cu evlavie sfântul trup. După ce s-a terminat Sfânta Liturghie, poporul a stat cu rânduială să vadă pe Mihail care nu și-a arătat slava sa cea cerească, ci numai fața sa cea încuviințată, de care se minunau toți cei ce o priveau. Iar după ce a ajuns la mitropolie, Mihail a zis arhiereului, te rog să nu ne supere cineva că sunt tare ostenit și voie să mă liniștesc și să vorbim numai noi doi.
Nimeni altul nu vine aici fără numai 3 boieri cu cenii și îmbunătățiți ai orașului, ca să ne veselim la masă, a zis arhiereul. Aceasta a făcut-o ca să mijlocească și să plece pe Mihail și să plece, iar Mihail să rămână cu el. Venind cei 3, a încuiat ușa și să nu mai intre nimeni altcineva. Iar numele celor 3 erau Ioan, Andrei și Pavel. Pavel a zis lui Mihail: astăzi ne veseli foarte mult, arhidiacone Mihaile, de aceea te rugăm să rămâi aici cu arhiereul nostru. Dacă dumneata vei trimite pe sluga dumitale cu vreo trebuință undeva și va rămâne la alt stăpân, suferi? A întrebat Mihail. Nu, a răspuns Pavel, nu sufăr aceasta. Atunci ceea ce ție nu-ți place, altuia nu face, precum este scris, a zis Mihail. Și a rămas Pavel fără răspuns. Luând cuvântul Andrei, a zis: dar de va fi voia patriarhului, nu rămâi? Mai întâi învoiește-te cu stăpânul și de rânduiește el, atunci și sluga va primi. Fără să știe stăpânul, cum îndrăznești să te tupmești cu sluga? A răspuns Mihail. Deci al doilea a rămas fără cuvânt și luând și Ioan cuvântul, a zis: diacone Mihaile, fiindcă te iubim mult, te sfătuim să rămâi cu noi. Bine ai zis, a răspuns Mihail, dar mai întâi trimite la arhiereul meu și desemboiește el aceasta, apoi sfătuiește-te și cu mine, fiindcă este scris, de te va lovi și nu te vei sminti, atunci lovește și tu pe altul. Și așa a rămas și Ioan fără răspuns. La urmă a zis și arhiereul: mult iubite frate Mihaile, să rămâi puțină vreme la noi ca să ne arăți rânduielile și obiceiurile Ierusalimului, fiindcă mult mi-a plăcut slujirea ta. Voi să vă arăt, însă mă tem și mă cutremur de arhiereul meu, a răspuns Mihail. Pentru ce te temi atât, a întrebat arhiereul, că și la Sfânta Liturghie te-am văzut că tremurai când țineai Sfântul Disc și m-am mirat de tine. Cum să nu mă cutremur, căci am primit pe cel mai presus de ceruri, atoțiitorul cel prea înalt, a răspuns iarăși Mihail. Mă învoiesc să te temi așa de mult în vremea liturghiei, dar de arhiereul tău, de ce te temi așa de mult? A întrebat arhiereul. Sfântul Ioan Teologul zice, dacă pe fratele tău pe care îl vezi nu-l iubești, pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, cum o să-l iubești? Dacă de arhiereul pe care îl văd în toate zilele nu mă tem, cum o să mă tem de Dumnezeu pe care nu-l văd? Și a zis aceasta descoperindu-se pe sine: tu, arhiereule, ești sluga arhiereului meu celui mare. Arhiereul, auzind aceasta, s-a schimbat la față. Dar arhanghelul i-a zis: nu te mâhni, căci nu ți-am vorbit spre necinste, ci ți-am spus adevărul, că arhiereul meu este arhiereul cel mare al Ierusalimului celui de sus. Acesta este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și s-a născut din prea sfânta Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, Domnul și Împăratul Ceresc, Domnul Atotțiitorul. Acesta este Iisus Hristos, cel de ființă cu Tatăl și cu Duhul, și puterea Lui este pretutindeni, iar stăpânirea Lui fără de sfârșit. Lui să vă închinați, căci este sfânt. Zicând acestea, s-a înălțat la cer. Apoi a venit un glas zicând: să ai grijă de mântuirea omului pe care l-ai botezat. În mâinile tale l-am dat și de la tine voi cere și sufletul și trupul lui. Atunci arhiereul cu cei 3 boieri și cu slujitorii mesei au rămas ca morți, iar cei de afară așteptau să se termine vorba și să le poruncească să le aducă bucatele. Făcându-se amiază, a intrat un slujitor și i-a găsit pe toți fără de glas. Și atingându-se de arhiereu, acesta și-a venit în fire, dar n-a putut să grăiască mult timp. Mai pe urmă a deșteptat și pe ceilalți și se mirau toți de cele întâmplate. După aceasta, arhiereul a chemat pe Servie și l-a întrebat:
ce fel de om era diaconul ce te-a adus. Atunci el i-a spus toate dintr-un început și cum au venit cu barca și iarăși l-a întrebat. Dar barca unde este? La vadul grădinilor, a răspuns Silvie. Și așezându-l să mănânce, arhiereul a trimis slujitor la vad ca să păzească cu dinadinsul barca. Dar ei n-au găsit barca la vad și au întrebat pe cei de acolo unde este. Iar ei au zis, a venit un călugă și punând-o pe mare, s-a urcat în ea și a plecat. Atunci noi i-am zis, unde te duci pe această furtună? Dar el nu ne-a grăit nimic. Și l-am văzut că nota mijlocul noianului și lăsând lopețile, a ieșit pe mare și trăgea barca cu mâinile. Mai pe urmă s-a făcut nevăzut cu tot cu barcă și nu știam ce a fost, înger sau diavol. Atunci slujitorii au adus la arhiereu pe cei de la vad ca să se încredințeze mai bine. După ce au auzit toți, se mirau. Andrei, unul din cei trei boieri, a zis, eu din ziua de astăzi nu mai voiesc nici femeie, nici copii, nici bogății. Toate lucrurile mele le las la cei trei feciori ai mei ca să le economisească, iar eu mă duc la mănăstire să mă îngrijesc de mântuirea mea. Servie a rămas cu arhiereul, care purta grijă de cele sufletești și trupești ale lui. După 17 ani, Servie a cerut voie de la arhiereu să se liniștească la un loc osebit și i-a zis arhiereul, fiul meu, fă cum voiești și cum te va lumina Dumnezeu. Și zicând arhiereul acestea, a rămas 3 zile fără glas. Mai pe urmă i s-a arătat arhanghelul în vis și i-a zis, să nu lași pe Servie în voiele lui, fiindcă gândul lui este de la cel viclean, că se silește satana să-l ducă la starea cea de întâi, ci să-l ispitești aspru până la 3 ani și de va răbda toate scârbele ce îi vei face, atunci să facă precum voiește și să se liniștească în partea austrului, a insulei acesteia, în munții cinstitei mănăstiri a adormirii născătoare de Dumnezeu, la un loc ce se numește Vatinos, dar nu singur, ca să nu se amăgească, ci cu frații împreună. Atunci arhiereul a zis, de va fugi, cum îl voi strâmtora, ce să fac? Tu să-i faci cercare, precum ți-am spus, iar pentru fuga lui să nu-ți pese, numai asprimea să fie spre mântuirea sufletului lui. Deșteptându-se, arhiereul a chemat de grabă pe Servie și venind l-a întrebat cum petrece, iar el a zis, bine cu rugăciunile tale. Să primești slujba bucătăriei pe viață și să fii curat, îi zise arhiereul.